Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă... Mua! Ați prins? Vă pup! Pe tot și fiecare! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi, în meniu, avem peștișori! Peștișori plictisiți, peștișorul lui Arthur. Bine, nu mâncăm, doar o poveste pe care o vom asculta împreună. Sunteți pregătiți? Cartea se numește... Acesta e un poem care vindecă peștii. O carte tradusă din limba franceză, o carte de la editura Cartea Copiilor și o carte de la librăria Cartego. Haideți, sunteți pregătiți? Haideți împreună să vedem despre ce fel de poem este vorba, cine este peștișorul, cum îl cheamă, cine este Arthur și care este istorioara lor. Mami! Mami! Peștișorul meu o să moară! Vino repede! Altfel micul meu, Leon, o să moară de plictiseală! Mama l-a privit pe Arthur. A închis ochii, i-a deschis. Apoi mama a zâmbit. Atunci dăruiește-i repede un poem. Și a plecat la cursul de Helicon. Un poem? Dar ce-o fi acela un poem? Se întreba Arthur. Atunci Arthur s-a dus să caute prin bufetul din bucătărie. O fi pe aici vreun poem? Nu, nici urmă de poem pe aici, au răspuns molatic pastele. Arthur a răscolit prin debara. Nu-i be aici niciun boem, a zis mopul care are tot timpul nasul înfundat. Arthur a căutat și pe sub patul părinților. Praful a pufnit în râs. Nici urmă de poem pe aici și nici măcar de papuc sub pat, a răspuns praful. Dar Arthur nu s-a dat bătut. A dat fuga la Lolo, vânzătorul de biciclete, care le știe pe toate și râde mereu și e tot timpul îndrăgostit. Lolo repara un cauciuc și fredona. Lolo i-a răspuns. Un poem, Arthur. Un poem e atunci când iubești. Parcă ai gusta o bucățică de cer. Poate o fi chiar așa, a răspuns Arthur. Arthur s-a dus apoi la doamna Rotunjeanu, brutăreasa. E prietena lui. Tocmai îi vindea o baghetă și 3 cornuri doamnei Ascuțeanu. Un poem? Nu prea știu eu ce e, a răspuns doamna Rotunjeanu, brutăreasa. Dar știu unul. E ca pâinea caldă, atunci când o mănânci și îți mai rămâne. Poate o fi chiar așa, a răspuns Arthur. Arthur l-a întrebat și pe bătrânul Mahmud, cel venit din deșert, care își udă rododendronii în fiecare zi la ora 9. Un poem e atunci când auzi cum bate inima pietrelor. Păi poate că e chiar așa, a răspuns Arthur. Inima? Inima micului meu, Leon! Repede! A spus Arthur și a dat fuga acasă. Peștișorul plutea încet printre alge. Părea că doarme, ori poate se gândea la ceva. Arthur s-a dus în altă cameră ca să-l întrebe și pe canarul Aristofan, care nu are deloc minte de găină, ce e acela un poem. Și oare ce-i răspunde acest Aristofan? Un poem e atunci când cuvintele bat din aripi. Un poem e un cântec închis într-o colivie. Poate că e chiar așa, s-a gândit Arthur. A apărut și bunica. Venea împreună cu cățelul ei și aducea 3 borcane de gem. Bunico, bunico, ce e acela un poem? Bunica a rămas o vreme pe gânduri. Când cade pe gânduri, se vede. Surâde și e un pic așa, distrată. Când îți întorci pe dos puloverul vechi,
ai zice că e altul nou. Un poem întoarce cuvintele pe dos și hop, lumea e nouă. A, da? Poate chiar așa, a zis Arthur. Apoi bunica a mai adăugat. Dar ia întreabă-l și pe bunicul. Scrie toată ziua poezii în loc să pună mâna să mai repare ceva prin casă. Arthur a mers la bunicul lui și l-a întrebat: ce-i acela un poem? Bunicul i-a răspuns: un poem? Bunicul a început să-și răsucească mustața și încruntându-și sprâncenele. Un poem? Păi, un poem... Un poem e ceva ce fac poeții, a răspuns bunicul, tare filozofic, printre altele. A, da? Poate că e chiar așa. Arthur s-a întors să-și vadă peșteșorul. Oare-i mai bate inimioara? Leon dormea adânc, nemișcat, sub o piatră, printre alge. Ce rău îmi pare, dragul meu, Leon, n-am găsit niciun poem. Tot ce știu e că și atenție. Un poem e atunci când iubești și parcă ai înghițit o bucățică de cer. E atunci când mănânci pâine caldă și îți mai rămâne. Un poem e atunci când auzi cum bate inima pietrelor. E un cântec închis într-o colevie. Un poem întoarce cuvintele pe dos și hop, lumea e nouă. Leon a deschis un ochi, apoi și al doilea ochi și i-a spus lui Arthur: atunci și eu sunt un poet. Iar Arthur, privindu-l cu ochii mari, 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 i-a răspuns: a, da? Serios, adică? Să vedem cu ce se termină povestea. Peștișorul a adăugat: iar poemul meu este tăcerea. Și Arthur i-a răspuns: poate că e chiar așa. Iată că am aflat ce înseamnă un poem. Am aflat împreună cu Arthur și Arthur, într-un final, i-a dedicat acest poem lui Leon, iar Leon acum nu mai este trist. În schimb, i-a spus lui Arthur că și el este un poet, iar poemul lui este tăcerea. Și tăcerea e un poem. Eu nu vreau să tac, eu vreau să fiu cu voi, eu vreau să vă mai citesc povești și poeme și poezii și ghicitori și pantomime. Sunt pe canalul Trupa Planeta Clounela, canalul nostru de YouTube. Suntem și pe Facebook, Trupa Planeta Clounela, și pe Instagram, Clounela. Așa că, haideți și voi! Abonare pe YouTube, urmărire pe Instagram și like la pagina noastră de Facebook. Eu sunt acolo și tare îmi este dragă să știu că și voi sunteți alături de mine. Eu vă pup cu mare drag și vă aștept neapărat la o nouă poveste. Povești cu Clounela.